Apicultorii din Mehedin se confruntă cu probleme uriașe. Se așteptau ca anul acesta, după un 2020 dezastruos, producția de miere să crească. Cu toate acestea, seceta le-a dat planurile peste cap. Nu au cules. Și acum, la sfârșitul sezonului, septembrie, august, nu au cules, trebuie să le punem sirop ca să poată să iese în primăvară, puternici, cu miere, cu... adică în iarnă, să aibă suficientă hrană. E secetă foarte mare și nu mai sunt... Foarte mare și toate florile s-au uscat. Deci toate câmpurile sunt uscate complet. Nu mai au de unde să recolteze miere, polen. Seceta din acest an a influențat și activitatea albinelor care, din cauza umidității scăzute, nu au suficient nectar. Acest sezon s-a dovedit a fi fără suficiente surse de hrană pentru o nutriție bună a albinelor atunci când vine vorba despre producția polifloră. Astfel, după un 2020 afectat, de asemenea de secetă, 2021 distruge munca apicultorilor și mai mult. În primul rând, autoritățile trebuie să subvenționeze apicultura. Cel puțin 20-30 de lei de fiecare stupar, ca să poată să dubleze numărul de stupi, să dăm statului român miere naturală și mai multă. Dar atât timp cât nimeni nu ne bagă în seamă, m-am uitat și la asociații, nici pe ei nu-i tratează cu adevărat să le dea o subvenție ceva. Se dau totuși niște subvenții, e prea complicat să le luați? E prea complicat. Multă birocrație. Ar trebui primăriile, unele avem înscrise, să ne dea 20-30 de lei măcar de fiecare stup, cum dau și la cei cu animale. Că birocrație multă. Birocrație multă. Iar la primăriile, cum e la mine, la primăria Prunișor, acolo fiecare are trecută animalul la primărie și îi se dă, nu știu ce sumă îi se dă, dar li se dă an de an. Așa ar trebui și cu stupii să se întâmple. Foarte greu. Primul rând că e secetă pentru albine, praf din cauza lucrărilor din zonă. S-a uscat totul? S-a uscat tot câmpul. Mă mir că mai trăiesc pomii. Viile au început să usuce struguri în ele. Păi vai de loc. Mai au de unde să culeagă albinele? Nu mai au. Dacă nu plouă curând, nu mai au nimic. Trebuie să-i ajutăm. Asta e. Le mai dați mâncare? Absolut, trebuie să le dăm. Acum cum începe toamna, trebuie să le dăm, că altfel cum îi scoatem în primăvară? Asta înseamnă că scoateți bani din buzunar ca să... Da, bineînțeles. Eu sunt începător, eu am câțiva pe lângă dumnealui, care e mai vechi. E foarte greu. Eu am zis să am pentru familie stupi, nu pentru vânzare, pentru afaceri. Nu se merită țara asta, nu să plătesc ca lumea. Ați scos ceva miere în afară? Am scos de salcâm. De la 10 stupe am scos circa 6 găle de 10 kg. Și după? Poliflora a fost teiu și dacă pe urmă a secat câmpul, s-a uscat, n-am mai putut să o mai luăm pe aia. A de tei. Nu, de la poliflora nimic. Cu toate acestea, puțina miere polifloră are o calitate bună, spun specialiștii. Acest aspect pură, duce la creșteri de prețuri pe piață. Și se scurge foarte greu spre capac. Deci asta e adevărata miere. Miere curată. Da. E foarte mulți stupari produc pentru vânzări mari de tot, dar consider că a noastră e mult mai bună decât a celor care au stupi foarte mulți. Uitați și dumneavoastră cum... Considerăm că e binevenită, dar nu e suficientă. Având în vedere că anul apicol 2021 a fost un an deosebit, în primăvară a fost ploi, vânt, frig, nu a mers nici cultura de rapiță, la salcâm s-a repetat aceleași chestiuni. Poliflora a fost foarte puțină, că seceta care este. Considerăm că e mică, dar e bună, am zis. Banii se vor împărți la aproximativ 110 apicultori care au depus cerere. În mod normal, câți ei apicultori sunt în Mehedin? Cam câți aveți înregistrați? Eu la mine am aproape 1000, numai eu. Am zis, dar nu sunt toți care au plătit cotizația la zi și nu știu dacă vor beneficia de această subvenție. În total, cam câți apreciați? Ar fi câte astea? Da. Cred că sunt 1500, 2000, 2500. Oricum, numărul apicultorilor este în scădere, an de an, datorită faptului că nu s-au mai făcut nici proiecte de 2 ani de zile, proiecte n-au mai fost și oamenii au început să dea înapoi și nici producția n-a mai fost, ca să zicem că îi stimulează să
mai departe să crească albinele. Situația va duce la creșterea prețului la miere? Deja a crescut cât de cât. Și la achiziții și la, și la piața liberă la desfacere. Cu cât? 10-20%. Problema cea mai mare este faptul că subvențiile oferite de stat sunt modice în apicultură. La data de 2 august 2021, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a primit cereri în cadrul Programului Național Apicol 2021. În cadrul acestui program se pot accesa o serie de acțiuni și anume asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori, combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varozei, raționalizarea transumanței sau stupăritului pastoral, măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol, îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări pe piață. Precizăm faptul că numai acei fermieri care și-au depus cererea de intenție până la data de 31 mai pot aplica pentru aceste acțiuni. Cu toate că producția de miere polifloră a scăzut, la mierea de salcâm au fost înregistrate producții mulțumitoare.